urmează știrile Alun TV, prezentată de Cristina Cioban. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Partenerii FFA, în colaborare cu Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, au susținut la București conferința regională a forumului privind viitorul agriculturii. Evenimentul a fost precedat de forumul ce a avut loc în aprilie la Bruxelles, sub auspiciile președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Conferința a început cu o sesiune politică la nivel înalt pe tema schimbărilor climatice, urmând o dezbatere privind prioritățile agricole și de mediu ale președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Echipa noastră de filmare prezentă la eveniment a pregătit un material cu aceste discuții, care sunt de o importanță majoră pentru noi toți. Vedem că în ultima perioadă clima a luat-o razna. Iarna avem temperaturi de primăvară, iar primăvara avem temperaturi de iarnă. Motiv pentru care nouă producătorilor agricoli trebuie să ne dea mult de gândit și la rândul nostru și noi să ne mobilizăm să atenuăm aceste efecte climatice. Partenerii noștri din Europa trebuie să aibă încredere în tot ceea ce înseamnă fermierul din România și agricultura din România. Putem să aducem plus valoare și mai ales cum s-au făcut discuții, pentru că în 2050 ne așteaptă provocări să hrănim 9,5 miliarde de locuitori la nivel mondial. Agricultura din România este la un potențial de peste 60%, ceea ce înseamnă că prin inovare, cercetare și prin introducerea de tehnologii ultramoderne, România poate deveni un jucător extraordinar de important în această piață. I-am rugat pe cei de la ELO, care reprezintă tot ce înseamnă fermier din Europa, să înțeleagă că nivelul subvențiilor și la fermierul român trebuie să se apropie la nivelul subvențiilor din țările Uniunii Europene, întrucât foarte multe inputuri vin de acolo, întrucât și aici salariile din agricultură au crescut la un nivel deosebit, iar producțiile s-au apropiat ba chiar pe anumite sectoare și știți foarte bine, la porumb și floarea soarelui am depășit țări din Uniunea Europeană. Obligațiile pe care le avem noi, în primul rând agricultorii, în afară de producție agricolă, să și protejăm mediul și în același timp să ne și protejăm pe noi în sensul de a asigura anumite măsuri să împiedicăm aceste fenomene meteorologice nefavorabile care ne afectează în fiecare an. Culturile ecologice pentru unii fermieri reprezintă cheia succesului în agricultură. Se știe că tot ce este produs eco și mai ales atestat este plătit foarte bine. Dificultățile apar la pregătirea terenului fermei, reconversie care în unele cazuri poate dura între 2 și 4 ani. Colegul meu, Marius Milea, l-a căutat în județul Tulcea, mai exact în localitatea Baia, pe unul dintre fermierii dedicați creșterii grâului ecologic. Sigur o să fie de folos interviul care urmează. În toate țările din Europa acum s-au axat pe culturi bio mai sănătos. Într-adevăr, producțiile sunt mult mai mici, dar uitați-vă că cultura asta unde vedeți acum se irigă, este un grâu bio care nu s-a administrat nici fungicide, nici erbicide. Fungicide există și bio acum ceva. Pe când nu se erbicidează, uitați-vă că avem multe culori, dar nu e bine. Cultura de grâu bio, dacă nu e erbicide, vă dați seama că este buruiană. Într-adevăr, noi la grâu bio folosim mai mare densitatea. Într-adevăr, chiar dacă, mai ales unde irigăm, punem densitate mare ca să nu poată răsări buruienele. Se mizează foarte mult pe această cultură bio în momentul de față? Sunt fermieri care se apleacă? Da. Într-adevăr, e alt preț, dar trebuie să faci bio, nu să zici că faci bio. Uitați-vă, aici este o cultură de grâu care se vede, care totul se constată că este bio, nu? Astfel de culturi bio sunt pe suprafețe întinse la nivelul județului Tulcea. Dumneavoastră, ce suprafață, ce sol ați cultivat cu grâu? Bio, în jur de vreo 200 de hectare avem grâu bio anul ăsta. Mă dați seama că dacă nu ești atent cu cultura, te călărezi buruienile și nu mai ai ce face. E compromisă total. Și la prăjitoare, dacă ai semănat un prăjitoare bio, trebuie să aștepți să semeni cât mai târziu să o ții din prăjitor, că altfel e foarte greu.
Anul acesta vrem să aducem în țară 1 miliard de euro prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, urmând ca rata de absorpție să depășească 60%, a afirmat directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, într-un interviu acordat Ager Press. Șeful AFIR a precizat că, din punct de vedere al absorpției fondurilor europene, România s-a clasat pe un onorant loc 3 la finele lui 2018 la nivelul Uniunii Europene, iar în prezent, după primul trimestru, România se află pe locul 7. Chesnoiu susține că pentru anul viitor nu vor mai fi bani pe absolut nicio măsură din PNDR 2020, dar se va trage tare pe implementare. Reprezentantul AFIR a mai vorbit în interviu despre intenția Forului European de Unificare a Agențiilor de Plăți din statele membre, despre noul program național strategic al României pentru perioada 2021-2027 și despre impactul Brexitului asupra acestui program, în condițiile în care, la momentul actual, propunerea Comisiei Europene arată o diminuare a fondurilor alocate pentru investițiile în spațiul rural al României cu circa 2 miliarde de euro. Că tot v-am prezentat o informație despre mulți bani, vă propun să mergem pentru câteva minute în studioul emisiunii Agricultura la Raport, unde Ovidiu Ghinea ne așteaptă. Ca orice ediție de marți și acum, emisiunea este dedicată fondurilor europene. Cum se accesează, cum se fac dosarele, probleme cu normele de finanțare și lista poate continua așa mult și bine. Bine te-am regăsit, Ovidiu. Telespectatorii tăi fideli vor fi cu ochii pe voi ca de fiecare dată, dar te rog să ne împărtășești și nouă acum câteva dintre subiectele cu care vei face audiență și în ediția de azi. Te rog! Doamnelor și domnilor, și în această seară discutăm despre accesarea fondurilor europene. Vă invit, începând cu ora 20, să urmăriți Agricultura la Raport, pentru că în fiecare seară de marți, aici în fața dumneavoastră, vin consultați pe fonduri europene, sunt oameni bine pregătiți, bine instruiți, vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie în momentul acesta. S-a discutat și se va mai discuta mult despre Startup Nation, despre un program care, din punctul unora de vedere, și-a atins scopul, și-a atins ținta. Dacă același impact l-a produs și în mediul rural, aflați tot în seara asta aici la Agricultura la Raport. Aștept toate întrebările dumneavoastră, toate reacțiile dumneavoastră în câteva minute aici la Agricultura la Raport, pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți în compania colegilor de la știrile AgroTV. Din anul 2021 vom intra într-o altă etapă de mărire a suprafețelor agricole care vor putea fi irigate până la 1 milion de hectare în zone unde există posibilitatea de acumulare a apei din precipitații, a declarat de curând ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia. De asemenea, șeful MADR a oferit un exemplu în privința producției de porumb în momentul în care intervine sistemul de irigații. Programul nostru, a spus Petre Daia, la postul public de televiziune, prevede pe termen lung, începând din 2021, să intrăm în alte etape de mărire a suprafețelor respective până la 1 milion de hectare și ele vizează și aceste zone, aceste bazine hidrografice, unde ai posibilitatea să acumulezi apă din precipitații prin baraje ușor de făcut și trebuie să dirijăm această apă pe terenurile agricole, a precizat la postul public de televiziune ministrul Agriculturii. De asemenea, șeful MADR a oferit un exemplu în privința producției, de porumb, în momentul în care intervine sistemul de irigații. România cultivă în jur de 2,5 milioane hectare cu porumb. 1 milion de hectare va intra obligatoriu prin succesiunea culturilor în asolamentul respectiv. 1 milion de hectare, la o producție de 16 tone la hectar, realizează 16 milioane de tone. Înseamnă din capul locului 23 de milioane de tone de porumb. Iată de ce se spune tot timpul că merită să facem aceste investiții, iar România nu va putea părăsi acest loc de frunte în Uniunea Europeană pentru că se află pe un drum bun și se lucrează intens în această direcție, a spus ministrul Agriculturii Petre Daia.
Pesticidele au fost date uitării, iar acum legumele sunt crescute cu ajutorul insectelor. Bondarii fac polenizarea, iar păianjenii țin departe dăunătorii. Din echipă face parte și legumicultorul, care se ocupă doar să adune recolta. Este rețeta de succes după care își crește legumele bio un buzoian din comuna Cochirleanca. Legumicultorul are aproape un hectar de sere, iar de 2 ani roșiile, castraveții, ardeii și vinetele sunt tratate doar cu insecte în loc de pesticide. În serele legumicultorului din Cochirleanca, județul Buzău, s-a început deja recoltarea. Cea mai mare forfotă este în solarul de tomate. Dacă în trecut fermierii pulverizau hormoni pe fiecare floare în parte, acum bondarii le-au venit în ajutor. Intervenția lor este mult mai sănătoasă, iar roșiile ies perfecte. Nu facem față în piață. Deci nu reușim să acoperim. Deci nici, cred că nici la jumătate nu reușim să facem față cerinței. Primul care a venit de a cumpărat a doua oară zice, de ce n-am luat mai multe? Multă muncă este și în restul solariilor. De exemplu, în cel de castraveți, cea mai importantă sarcină o au tot insectele. Uite, aici avem niște păianjeni mici, sunt foarte mini. Acum nu știu dacă se mai văd, că oricum s-a împrăștiat pe plantă, dar în interior avem și pui, avem și ouă, avem de toate și tot timpul ies. Dar se mulțesc și pe plantă. Agățate în pliculețe mici, insectele consumă dăunătorii care pot îmbolnăvi castraveții. Ei din pliculețul ăsta au un orificiu foarte mic și ies și se prăștie pe toată cultura. Și aici, ăsta e primul atac de păianjen. Care ăsta acum, o săptămână, deja el aici nu se mai avanseze absolut nimic. Tot cu insecte sunt tratați și ardeii. La baza fiecărei plante, unde fermierul observă un atac al prădătorilor, este aplicat un cilindru în care se află viespii, care au menirea de a omorî dăunătorii. Uite. Se vede? Da, a fost fuge pe acolo. Da, păi el se duce, că e, uite-l iute. Nu stropim chimic, totul e natural, cu polinizarea o facem cu bondari. La insecte aducem prădători naturali. La castraveți aducem pentru păianjen, pentru trips, la ardeiu gras aducem pentru trips, pentru afide. Aici, de exemplu, dacă e cazul pentru musculița albă, totul e natural. Nu necesită muncă, necesită, vă dați seama ce ar însemna cât stăteam noi să stropim aproape un hectar de sere, de solare. Acum chiar le aducem, îi lansăm în cultură și practic nu mai avem treabă cu... Și cred că și costurile sunt mai mici decât tratamentele chimice. Iar avantajele acestor metode naturale se văd atât în recoltă, cât și în buzunarul legumicultorului. Legumele crescute prin aceste metode naturale sunt mai sănătoase și mai gustoase, iar în timp dăunătorii și bolile sunt diminuate, iar pierderile sunt reduse. De exemplu, acest legumicultor în 2 ani de zile și-a redus pierderile cu până la 20%. Mircea Tatu are 12 solarii care se întind pe o suprafață de 9.000 de metri pătrați. Pâinea la țest se remarcă printr-un gust și un miros aparte, specific. Gustul și mirosul sunt date de țest și nu pot fi înlocuite de alte tipuri de cuptoare. Desigur, aici vorbim de țestul clasic realizat din argilă roșie, nu de alte variante înlocuitoare. De ce am adus vorba despre așa ceva? Pentru că echipa noastră de filmare, aflată la târgul produs în Tellerman, a dat peste un tânăr care fix cu asta se ocupa. A descoperit oportunitatea de a vinde și altor persoane care nu și le pot face singure. Mai mult decât atât, a copilărit lângă țest. Priviți numai ce pâine gustoasă și arătoasă iese de sub țest. Pot spune că facem asta cu toată inima și încercăm să ajutăm oamenii care își doresc să mai facă în zilele noastre o pâine în casă, o pâine sănătoasă și gustoasă la țest. Și pot să vă spun și faptul că suntem singurii și ultimii producători de țesturi din România. Singurii producători, deci avem onoarea de a ne întâlni cu singurii producători de țesturi din România, aici în județul Tellerman. Da, aici ne întâlnim, suntem singurii, ultimii și întâmplarea face ca chiar aici să avem originea. Locul din care am pornit aceste țesturi este comuna Beuca, județul Tellerman. De unde această idee? Ideea a fost una, ca să spun așa, întâmplătoare. În sensul că bunicii mele din comuna Beuca aici se spărsese țestul de pâine și trebuia să-și facă altul nou. La momentul respectiv eram în vacanța de vară la bunici, iar
Bunica împreună cu două vecine din sat au început să confecționeze acele țesturi și eu le-am ajutat la acest proces de producție. De aici am învățat toată arta confecționării acestor minunate cuptoare. Și pentru cei care nu știu, din ce se produc? Se produc exact cum se produceau odinioară, de pe vremea dacilor. Produsele sunt simple și se găsesc relativ ușor, teoretic, și anume argilă roșie și pălegar de cal. Deci tradițional totul și pâinea cum iese? Totul este tradițional, n-am schimbat absolut nimic la rețeta respectivă și pâinea este minunată. Deși slazurile comunale trebuie împărțite conform numărului de capete de oi și vaci pe care fermierii le dețin, pășunile sunt insuficiente, iar parcelarea se face în funcție de suprafața totală existentă. Supărarea cea mai mare vine atunci când numărul de animale crește, iar suprafața nu ajunge pentru toată lumea. O astfel de problemă am întâlnit-o în comuna Nufărul din județul Tulcea. Fermierii spun că acestea sunt insuficiente și că modalitatea de parcelare nu este corectă și descurajează creșterea animalelor. Revoltați, crescătorii s-au adunat la primărie pentru a-și căuta dreptatea. Solicitați să fim prezenți în mijlocul acestui eveniment, echipa postului nostru a fost prezentă la fața locului. Crescătorii de animale din comuna Nufărul s-au revoltat pentru faptul că izlazul din localitate, ce se întinde pe o suprafață de aproximativ 750 de hectare, nu este administrat cum trebuie. Așadar, au venit la primărie ca edilul acestei localități să medieze acest conflict. Dacă noi întotdeauna dăm unei singure persoane, deci, 200 de hectare și unei asociație cu 14 oameni... Și acea persoană tot... le prezintă tot ca o asociație, toți membrii familiei Bodea. Uite, Ghiță Bodea aici, da, uitați, cetățeanul care locuiește acolo. Deci, acel Ghiță Bodea, deci dumnealui n-are ca persoană fizică și are numai unul din familia Bodea. Deci, are contract. Asociați. Pentru că are efectiv de 1000 și ceva de oi, 2000 de oi, Bodea Costel. El, dumnealui, nu-i trecut. Cu toate că la registrul de exploatații le-a venit cu adeverințele, cu numărul de animale care le-au fiecare. Aia e baza mea. De ce n-a venit cu cerere? Domnule, dar nu-mi pune... Alo, nu-mi pune mie întrebarea asta. Trebuie să ne opuneți dumnealui, de ce n-a venit domnul Ghiță Bodea să-și ia el pășune? Eu vreau astăzi, și astăzi, dacă reușim să facem toată formalistica, toate persoanele fizice care erau înscrise, inclusiv asociația din Malcoci, au contracte și poate să înceapă și adeverințe pentru apea. Pic, mai sunt două zile sau trei zile cu astăzi. Am depus cerere. Deci, eu le promis solemn și la oameni că începând de astăzi, acum, dacă ni se lasă în pace... Corect, dar au fost tergiversări. Nu, a fost problema. Nu, Consiliul Local a hotărât. A dat amenajamentul. Dumneavoastră ați văzut cât de lungi sunt problemele astea. Dai hotărât din Consiliul Local, o trimezi la prefectură de legalitate, dână lor, nu resping. Pe care legal, cred că e legal, că e forul suprem al nostru, al județului. De ce... Din câte știu, domnul consilier trebuie să împartă pășunea, nu primarul. În contractul semnează primarul. Deci semnează, da. Absolut. Consilierul local dă o hotărâre de consiliu. Da, local, și eu trebuie să semnez contract. Și el mandatează pe domnul primar. Cum să vină oamenii aia? Crezi că eu dau din buzunarul meu, mă, tată. Dacă țineți cont de ce spun consilierii... Țineți cont de ce spun... Malcoci. La Malcoci am văzut de era vreo 286. Solicitarea noastră astăzi este ca contractele să se încheie pe un an de zile, iar să se țină cont de procesul verbal încheiat de comisia împuternicită de către Consiliul Local în data de 27.3.2019, în care anumiți cetățeni nu au putut dovedi că efectivele de animale sunt în fizic pe teritoriul UAT Nufărul. Este singurul lucru pe care îl putem face ca lucrurile să intre în normalitate și să ne putem desfășura activitatea conform activității pe care o avem. Acțiunea noastră, în principal, se concentrează pe sensibilizarea autorităților locale, iar definitiva această activitate de distribuire a islazului comunei către toți crescătorii de animale în mod echitabil și să nu se mai repete abuzurile care s-au comis în anul 2013, în sensul că
trei sferturi din suprafața de izlaz a fost atribuită la două ferme și numai un sfert către crescătorii legal din localitate. Domnule primar, după mulți nervi și agitație, lucrurile au intrat în normal. Da, și eu consider că lucrurile au intrat în normal, cu toate că putea să fie în această fază de chiar de săptămâna trecută, dar cetățenii, nu știu, mai sunt, au mici animozități între ei și nu se vor împăca niciodată, dar noi am reușit și administrația primăriei, tot personalul primăriei este în sprijinul meu și am reușit să lămurim și să clarificăm foarte multe din doleanțele cetățenilor. Eu cred că este bun de bun augur aceste probleme. Eu susțin în totalitate crescătorii de animale, pentru că ei sunt foarte puțini și dacă nu îi sprijinim, cred că problemele vor deveni mult mai grele. Deci, din partea mea, toți crescătorii de animale au numai ușa deschisă permanent și voi fi alături de dumnealor. Cred că problemele sunt rezolvate aproximativ în totalitate, aproximativ zic. Mai sunt unele, două sincope, dar cred că se vor elucida cât de curând. Atunci când reporterii Agro TV au fost solicitați să răspundă doleanțelor fermierilor, aceștia s-au deplasat în teren și, după cum vedeți, lucrurile s-au soluționat. Dragi fermieri, Agro TV este alături de dumneavoastră oriunde v-ați afla. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Agro TV. În continuare, vă invităm să urmăriți Agrometeo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, cerul va avea înorări temporar accentuate și se vor semnala averse și descărcări electrice în regiunile sud-vestice, vestice, nordice, centrale, la munte și pe arii restrânse în restul teritoriului. În Banat și în Oltenia, cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte de timp sau prin acumulare local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe crestele montane, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse cu intensificări, mai ales în Carpații meridionali și de curbură, unde la altitudini mari, rafalele vor atinge viteze de până la 70-80 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Mâine vremea va fi instabilă, vor fi înorări temporar accentuate, averse, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină pe arii relativ extinse în regiunile nord-vestice, centrale, sudice și la munte și local în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte de timp sau prin acumulare 10-15 litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici 25-30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 14 și 23 de grade. Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a țării. Deficite de umiditate în sol se vor înregistra pe suprafețe agricole extinse din Dobrogea, local în nordul, estul și sud-vestul Munteniei, sudul, centrul, estul și vestul Olteniei, centrul și sudul Transilvaniei, estul, sudul și izolat în vestul Moldovei, nord-vestul Banat. În cultura de porumb, aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-20 de centimetri se va situa în limite satisfăcătoare, până la apropiate de optim și optime în majoritatea regiunilor agricole. În cea mai mare parte a Dobrogei, local în estul, centrul și sudul Olteniei, estul, sud-estul, sud-vestul și vestul Munteniei, izolat în sud-estul Moldovei, se va semnala secetă pedologică cu diferite grade de intensitate, respectiv moderată, puternică și izolat extremă.
La culturile de ors și grâu de toamnă va fi posibilă definitivarea fazei de apariție a frunzei a treia, continuându-se totodată înfrățirea și alungirea paiului, precum și apariția fazelor de burduf în spicare. Sub aspect fenologic, rapița se va afla la apariția inflorescențelor și înflorire, iar local, apariția silicvelor. În funcție de data semănatului la porumb se vor continua germinarea și răsărirea, formarea frunzei a treia și dezvoltarea aparatului foliar în majoritatea zonelor de cultură ale țării. La vița de vie se vor semnala creșterea frunzelor, lăstarilor și formarea inflorescențelor, îndeosebi la soiurile timpurii de masă în majoritatea podgoriilor. În zilele fără precipitații, lucrările agricole în câmp se vor desfășura în general normal. Urgentarea definitivării semănatului plantatului culturilor de primăvară, combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor la culturile de câmp, efectuarea lucrărilor de întreținere în plantațiile pomviticole, fertilizarea fazială a culturilor de toamnă.